Deputații PLDM anunță că vor susține anularea așa zisei legi Plahotniuc. Declarația a fost făcută de președintele fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova, Valeriu Streleț, vorbind despre amendamentul la codul electoral elaborat și promovat de deputatul Vladimir Plahotniuc, modificare ce prevede alegerea deputaților pe liste de partid, dar și în baza votului uninominal. Liberal-democrații spun că s-au grăbit atunci și vor să repare greșeala. Noi am recunoscut că am comis o eroare prin viteza în care a fost votat acest amendament la codul electoral. Comisia care a investigat și a analizat aplicabilitatea acestei legi s-a pronunțat practic unanim, cu un singur vot împotrivă, că aplicarea sistemului mixt în Republica Moldova, în condițiile când nu asigurăm controlul constituțional asupra întregului teritoriu, în condițiile când nu putem crea circumscripții uninominale pentru diaspora, în condițiile când nu există registru electronic al alegătorilor, care va juca un rol important, ba chiar crucial, atunci când am dorit să implementăm sistemul mixt, în aceste condiții această normă este una prematură. Nu mai vorbim de situațiile că într-o democrație fragilă, într-o țară săracă, implementarea sistemului pe circumscripții uninominale comportă mari riscuri. Noi am expus aceste argumente înainte de vot, dar având în vedere că aceasta era insistența unei fracțiuni care participa la crearea majorității pentru susținerea guvernului, am acceptat acest compromis. Liderul parlamentarilor liberal-democrați a mai menționat că și partenerii de dezvoltare ai Moldovei sunt îngrijorați de implementarea noului sistem electoral în Moldova. Amintim că deputații din fracțiunile parlamentare PDM și PLDM, precum și cei din grupul Dodon, au votat pe data de 18 aprilie în prima lectură un proiect de lege al deputatului PDM Vladimir Plahotniuc privind modificarea sistemului electoral al Moldovei. Oligarhul propune ca 50% din deputați să fie aleși pe liste de partid, iar alte 50 de circumscripții după modelul regiunii găgăuze. Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, dar și numeroși experți au atras atenția asupra faptului că proiectul are drept scop divizarea Moldovei și renunțarea la regiunea transnistreană. De asemenea, acesta încalcă drepturile fundamentale ale locuitorilor din stânga Nistrului, care nu vor putea înainta candidați și nu vor putea alege deputați în circumscripții din imposibilitatea creierii acestora.